Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Suntem la Stupină, iată, suntem în sâmbăta Sfintelor Paști. Am primit un mesaj de la cineva de la Petește, am presia. Nu știu, nu l-am... Ba da, cred că am în mașină. Un mesaj excepțional. Cred că un apicultor este. Mă rog, așa de frumoasă orare de Paște, încât eu întorc și eu cu tot dragul, nu numai lor, tuturor apicultorilor. Dar cred că este timpul să felicitez, dragilor, că merită. Merită, vedeți, există foarte mulți oameni cu mult drag și cu multă bucurie în suflet pentru a face ceva bun, pentru a ajuta la... La ce înseamnă, hai să spunem acum la apicultură, la dezvoltarea acestui domeniu excepțional. Deci, primesc că este unul dintre... Da, haideți, îl citesc. Așa. Dumnezeu să vă dea curcubeu în fiecare furtună, un zâmbet la fiecare lacrimă, o binecuvântare la fiecare pas. Și un răspuns, apa, stai. Și un răspuns la fiecare întrebare. Paște fericit. Așa, ești Stan Petrișor din Fetești, ia lumița. Îți mulțumesc din suflet, Petrișor, Petruș. Îți mulțumesc din suflet pentru urarea ta. Crede-mă că nu faci decât să produce așa lacrimi de bucurie în sufletul meu, pentru că iată, sunt și oameni de bine care gândesc pozitiv și au grijă să-mi țină starea, să mă țină în această stare de bine. Îți mulțumesc încă o dată. Și Petruș, acum pentru urarea ta, pentru bucuria care mi-ai făcut-o, iată ce vă fac eu în clipa asta, ție și multor apicultori. Am să le vorbesc ceva despre felul în care trebuie să reacționăm acum, în perioada asta. Dragilor, când întâlnim, sigur, eu mă refer la Biostup categoric, unde avem această șansă imensă de a avea albină, iată, până prin ultima ramă. De foarte multe ori și ultima ramă este cu puiet. Dar mergem și spunem așa, dacă avem trei rame full cu puiet, pe a patra ramă nu vedem puiet, nici nu avem timp, nu pierdem mult timp. Doar întoarcem rama pe a patra, o întoarcem cu fața cealaltă. Dacă cumva este bătut și pe fața aceea sunt larve în creștere, să-i oferim mărci posibilitatea să mai aibă o față la lucru. Dacă avem patru rame, atunci, dragilor, în biostup, dar atenție, numai în biostup, ne permitem să băgăm o a cincea ramă între cele, adică pe a patra o ducem un pic mai lateral și băgăm o ramă cu coroniță, cu miere bună de ouat, de calitate foarte bună. Și până continuăm cu a cincea, a șasea ramă. Eu aici am avut numai cinci rame. Am scos, dragilor, polistirenul, diafragma din polistiren, iată asta de aici. Ea a fost așa, am scos-o și în filmă mi-am zis, haide să vă vorbesc câte ceva, cum lucrez, cam care este ideea. Observați, la rampa de zbor este activitate foarte frumoasă, ca vara. Albina care polen, are semn că avem puiet în creștere. Da? Deci, și în rampa asta altă din spate, este o frecvență mai scăzută, dar, spun, insist, e pe măsura, totul e pe măsura puterii familiei respective, a mărcii respective. Matca, dacă e tânără, vedeți, s-a apucat de activitate foarte, foarte intens. Ce să vă spun? Nu trebuie să fim, să ne păcălim. Trebuie să spunem clar că anul ăsta, cred că este un an destul de dificil, un debut târziu
în Stupină. Iată, suntem cât pe 11 april, nu? Și activitatea a început, dar 2-3 zile atât. Altfel avem o, ca a doua zi așa călduruță aici la Bacău, când Albina se mișcă. Rest, nu te putea apropia, era rece, nu ești Albina, asta e, toi, așa mai departe. Deci, aici, acum, în clipa asta, dragilor, trebuie să știm exact cum se face. În general, se strânge cuibul. Numai la biostup, datorită faptul că sunt trei într-unul, căldură avem suficientă, chiar dacă mai vine acum, se pare că de marți, așa se vorbește, că va veni iarăși o perioadă rece, asta e cât se poate de grav pentru familia de albine, mai ales cea care este una singură într-un stup, ea trebuie să-și producă căldura necesară și atunci, dacă ajunge noaptea la 4-5 grade, de la 32 la 4-5 grade, vă dați seama cât de fort trebuie să facă albina. De aceea, insist, operația importantă, să strângem familiile, chiar acele care sunt pe o singură familie, cu atât mai mult, trebuie strânse până când am ajuns la albina acoperitoare, dragilor. Adică, după părerea mea, dacă suntem pe cuibul, pe trei rame cu puiet, mai lăsăm o ramă în plus, a patra ramă și strângem cu cât se poate de bine. Pentru că, oricum, noaptea așa se va strânge. Exact, se acopere și intervale, se acopere complet. După diafragmă lăsați o ramă cu miere, așa, pe care să o... Nu lăsăm cuibul vraiește cu 7-8 rame acolo, în albina se împrăște, nu și asigur căldură, e nebunită, în loc să o ia înainte, o ia înapoi, familia respectivă. De aceea, insist pe chestia asta. Atenție multă, profitați de aceste câteva zile călduțe și trebuie să încercați să strângeți la maxim cu putință cuibul, ca să poată porni. Este exact cum urci într-o treaptă inferioară o pantă. Nu poți să ridica cu a cincea, nu? Mai ales, hai să vă spun, la tractor. Și la orice alt vehicul. Deci trebuie să te adaptezi. Așa că noi aveam acum o pantă destul cu un unghi destul de mare și atunci... în loc să o ia înainte, o ia înapoi albina, dacă nu strângem cuibul la maxim, da? Deci asta vă spun. În continuare, eu mă bat foarte tare să reușesc să arăt performanța biostupului, insist, în condițiile acestea destul de grele prin care am trecut. Voi știți foarte bine care, de unde am început, de acum, din 2013, în primăvară, cu 37 de mătcuții, și iată, am ajuns la o performanță destul de bună, o stupină, am refăcut stupina în mare, cam nu la efectiv acela care am avut atunci când mi-a distrus-o, dar cred că așa a fost la Dumnezeu rânduit, ca să putem arăta performanța biostupului, să trec prin acest moment greu. Cât de curând sper să ating performanța, să vă spun clar. De fapt, de anul trecut am și vândut, deci în 2014 și la un an de zile reușesc să refac în mare și să vând un număr de familii, să asigurăm un câștig pentru apicultori, pentru că nu este suficient să depinzi. Iată, anul trecut a fost un an apicol destul de prost, dar dacă mai sursa asta a devenit aceea de a putea să vinzi în primăvară familii de albine, este o sursă de venit sigură și tu ai un start bun. Atât, nu îți spun, pentru propria ta dezvoltare, dar și pentru a avea familii la vânzare. Și sigur, seriozitatea în așa face ca în ceea ce propui tu și le dai celor care vin să cumpere la tine, face ca și anul următor și anul următor, exact ca la meditații. Mă amintesc, la un moment dat, aveam 12 la grupă. Și când mergeam la național și le spuneam că am 12 la grupă, spuneam, băi, tu ești nebun. Cum să faci cu 12? Da.
Dar n-a ajuns să faci cu 12 decât dacă în anul anterior, din cei 12, l-au luat toți la facultate. 6-7 care erau, 8 care erau în grupă, toți l-au luat la facultate. Așa ajunge acolo. De fapt, Prof Online s-a instalat acum. Nu trebuie să vedeți decât faptul că sunt peste 2000 de ore, nu, 3000 de ore de filme cu lecții la matematică și la apicultură. Am sentimentul că în curând vom reuși să generalizăm această tehnologie, probabil în câțiva ani, 3-4 ani, când toți și apicultorii cu multă experiență își vor da seama de performanțele biostupului și ce șanse de venită putem avea cu polenul, cu toate celelalte produse și faptul că blada asta o putem folosi în diversele situații din perioada anului pentru înmulțire, pentru dezvoltare, pentru producție maximă, toate lucrurile acelea care ați văzut voi și le veți vedea și anul ăsta în mod deosebit. Anul ăsta am atins performanța și la iernat și la, iată, iarăși aici la un vecin, la un stup, tot așa, o activitate frumoasă. Vedeți, este densitate destul de frumoasă la momentul ăsta. Și asta îmi spune mie că suntem pe drumul cel bun, să zicem așa. Cei care se mai îndoiesc încă, cărcotașii, asta e treaba lor, problema lor. Dar cei care se mai îndoiesc încă de performanța biostupului, probabil că în curând vor renunța, îndoielile vor dispare și se vor duce concret pe varianta biostupului. Da, observați, polen bagă destul de frumos. Nu, știu diverse secvențe de apicultori, de aceia care atunci când te apropii de ei închid stupul. Eu nu înțeleg asta. Ce să facem cu informația care ne-a dat Dumnezeu să o avem? Așa cum spune Petruș din Ialomița. Dacă Dumnezeu mi-a pus în minte ideea asta, apoi eu ce fac? Intru în mormânt cu ea? Nu, dragilor, vreau să dau tuturor celor care sunt dornici să afle lucruri noi despre apicultură și să putem în scurt timp, ăsta e visul meu, în scurt timp să ne transformăm într-o țară exportatoare de produse apicole bio, atenție, bio, cu repercursiuni foarte puternice asupra sănătății familiilor, a populației în sine, pentru că o familie care are stup în curte are șansa de a intra în procese unor produse apicole care schimbă starea de sănătate a familiei și apoi a vecinilor și apoi a rudelor și mai departe și aceia pot prelua, pot să apuce și ei de treabă, locuri de muncă create. Deci este un spectacol, o stare de bine a celor care lucrează în stupină. Știți voi, apicultori, de la ce mă refer, nu? Noi avem șansa să inhalăm cel mai pur aer, să spunem, pe o grază de 2 metri, mai pur că ăsta ventilat de albinuțe nu există. Nu mai spun de nevoia pe care o vor simți pentru dezvoltarea unor baze melifere proprii. Acolo sunt atâtea râpi dese, terenuri degradate, terenul în alunecare, pui salcâm, pui fel de fel de plante melifere, tot ce te interesează pe tine. Și atunci avem, deci nu trebuie să ne facem, să spunem, ieșim pentru împădurire cu elevi, cu nu știu ce, cu nu știu cum. Nu, fiecare acolo, în zona lui, în apropierea lui, face chestia asta. Și atunci lucrurile se schimbă complet. Da, probabil că îndrești Dumnezeu la un moment dat când vocea mea va fi auzită și lucrurile vor merge într-o direcție bună. Am făcut tot felul de demersuri, am ajuns, da, sigur, și voi trebuie să faceți asta. Vedeți, aveți
copii, aveți nepoți, trag cât pot și cu matematica, pentru că vin examenele care vin. Nu uit deloc de apicultură. Sigur, filmulețe nu v-am mai făcut prea dese, pentru că au fost și vremea urâtă și tot. Dar acum, cum am găsit un putere și cum am dorit să vă arat. Deci, dragilor, nu uitați. Dacă aveți de la 3 rame, pe a 4-a ramă, întoarceți cu fața, întoarceți pur și simplu cu fața spre cuib. Și dacă sunt 4 rame, atunci pe a 4-a o dați un pic mai lateral și băgați o altă ramă. Este fel de extindere a cuibului, spargerea într-un fel a cuibului. Dar la atenție, asta ce vă spun eu e valabil la biostup. Pentru că eu ajung să am toate ramele cu puiet, da? Acela când va fi totul cu puiet, veți vedea, asista. Probabil că am și acum, dar n-am ajuns să dau peste ele. Acela care are 6 rame cu puiet e ca o bombă, trebuie urgent desfăcut. Și asta se va întâmpla, veți vedea cât de curând cum desfac familia respectivă. Adică ce iau? Eu iau pe asta cu 6 rame, probabil că 5 am să iau, 4 le las acolo, una o las acolo, încât pe ăla pe, care rămâne cu, pe poziție cu toată albina călătoare, cu tot, în câteva zile se va umpli de albină. Da? Aceste lucruri veți vedea la momentul potrivit. Mă opresc aici. La revedere, dragilor. De curând.